Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Lui Hristos, Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat și ai păzit îndreptările și legile Lui, pentru aceasta astăzi, prea sfințită pomenirea Ta prăznuind, Te lăudăm cu credință și Te cinstim cu dragoste. Lui Hristos, al Tău, pe care duhovnicește L-ai iubit, L-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Marie Magdalena, pentru aceasta cu dragoste te lăudăm și cântări și te rugăm pe tine ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăvești, ca pururea bucurându-ne și să strigăm ție, bucură-te Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească l-ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Păcătorul îngerilor și Domnul puterilor, mai înainte, cunoscând voința ta cea bună, Sfântă Mironosiță, te ales din cetatea Magdalei, din lanțurile diavolești slobozindu-te, pentru aceasta te-ai arătat credincioasă, slujitoarea Domnului, sârguindu-te, al prea slăvi pe el cu viață și cu osteneală. Iar noi, minunându-ne de așa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, într-un umilință inimilor strigăm către tine. Bucură-te cea chemată de Fiul lui Dumnezeu într-un întunericul diavolesc la minunată lumina sa. Bucură-te că în curăție cu trupul și cu duhul până la sfârșit ai petrecut cu darul Lui. Bucură-te că prin curăția inimii, sărăcia cu Duhul până la sfârșit o ai păzit. Bucură-te că înaintea tuturor te-ai împrednicit a vedea pe Hristos cel înviat. Bucură-te că puterea vrășmașului bine ai biruit. Bucură-te că ai strălucit cu credința cea tare și cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu. Bucură-te că L-ai iubit și L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos cu toată inima ta. Bucură-te că până și la moartea celui drept ai slujit. Bucură-te că prin dar cu sufletul te-ai înnoit. Bucură-te că Evanghelia ai propovăduit și într-un visterie inimii tale o ai încăput. Bucură-te că învierea Domnului apostolilor ai vestit. Bucură-te că și a vorbi cu îngerii te-ai învrednicit. Bucură-te, Sfântă Marie Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pre dulcele Iisus. Văzându-se pe sine Maria Magdalena de 7 demoni izbăvită, cu toată inima s-a lipit de Hristos Dumnezeu, biruitorul iadului, învățând pe toți oamenii că nu numai cu gura, ci și cu toată viața să slujească lui Dumnezeu, cântându-i lui Aleluia. Mintea omenească, cugetând, nu pricepe cum dintr-o așa tulburare, cu darul lui Hristos te-ai suit la înălțimea vieții celei asemenea îngerilor, vrednică de laudă, Maria Magdalena. Pentru aceea și noi, având-te pe tine mijlocitoare bună, cu căldură ne rugăm să ceri de la Domnul și pentru noi izbăvire din adâncul păcatului, ca să strigăm ție cu dragoste unele ca acestea. Bucură-te că ai scăpat din cumplita robie a demonilor. Bucură-te că Evei ai mustrat înșelăciunea viclenilor demoni. Bucură-te că pe toți îi înveți că în ispitele de la vrășmașul lui Hristos să alerge. Bucură-te că îndemn pe ca nimeni în necazul cel mare pentru păcate să nu deznădăjdească. Bucură-te a tuturor păcătoșilor călăuzitoare pe calea sfințeniei. Bucură-te că ai cunoscut tăria cea atotputernică a darului lui Hristos. Bucură-te propovăduitoare bună a mulțumirii celei cuvenite lui Dumnezeu. Bucură-te dreaptă învățătoare a laudei lui Dumnezeu celei adevărate. Bucură-te că ne-ai arătat cu viața ta calea cea dreaptă a vieții pământești. Bucură-te, apărătoare bună a tuturor păcătoșilor înaintea lui Dumnezeu. Bucură-te, păzitoare a sufletelor noastre de vicleșugul satanii. Bucură-te, mijlocitoarea noastră cea caldă către Hristos într-un toate necazurile. Bucură-te, Sfântă Marie Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Cu puterea Dumnezeescului dar împreună cu a ta bunăvoință, fără șovăire, precum Avram, de demult ai lăsat casa părintelui tău și cu bucurie ai urmat lui Hristos Dumnezeu. Deci rugăm-te pe tine, ucenică a lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, luminează prin rugăciunile tale și inimile noastre cu dragoste cea către Dumnezeu, ca și acum pururea să-i strigăm lui Aleluia. Având puterea înțelepciunii dăruită ție de Dumnezeu, Maria Magdalena, bărbătește ai lepădat cele frumoase ale lumii acesteia și ca o ucenică bună cu dreptate ai slujit cuvântului, care pentru multă milostivire, milostivirea sa a sărăcit pentru noi, pentru aceasta cu umilință strigăm ție, bucură-te, ucenica lui Hristos cea bună, bucură-te, învățătoarea dragostei celei adevărate către Dumnezeu, bucură-te că deșertăcinea lumii acesteia bine o ai cunoscut, bucură-te că bucuria lumii bărbătești o ai lepădat, bucură-te că frumusețea lumească într-un nimic o ai socotit, bucură-te că cinului călugăresc calea vieții cele bune mai înainte ai arătat, bucură-te că pe toți îi povățuiești pe calea către Hristos Dumnezeu, bucură-te că pentru lucrările milostivirii casa cea pământească o ai lăsat, bucură-te că mila lui Hristos
și aici în cer o ai aflat. Bucură-te că prin ea la fericirea cea veșnică ai ajuns. Bucură-te, melușeaua înțeleaptă, că de la lupii cei răi către Hristos păstorul cel bun ai alergat. Bucură-te că în staulul cuvântătoarelor sale o ai intrat. Bucură-te, Sfântă Marie Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Biforul urciei demonilor cu putere pe mare s-a ridicat asupra casei sufletului tău, Sfântă Maria Magdalena, dar a usurpat pe aceasta până în sfârșit nu a putut. Că ai aflat mântuire pe piatra cea tare a credinței lui Hristos și pentru aceasta, tu prea înțeleaptă femeie, stând neclintită, îi înveți pe toți ca prea bunului Dumnezeu să-i cânte cântare Aleluia. Auzind noi de Dumnezeu, înțelepțită Marie, ca urmând lui Hristos, ai aflat veselia cea adevărată a inimii, dreptatea, pacea și bucuria într-un Duhul Sfânt. Ne sârguim să ne aflăm în ceata părtașilor la împărăția lui Dumnezeu, iar ție, ca uneia ce te veselește în această împărăție, arătându-ne și nouă calea spre ea, zicem cu toții așa: bucură-te că dulceața cerească a lui Iisus o ai iubit, bucură-te că viața cea adevărată ai aflat, bucură-te că din noul chipul acestei vieți ne-ai arătat, bucură-te că bucuria cerească pururea acum petreci, bucură-te că dintr-un a raiului hrană pururea guști, bucură-te că focul dragostei către Dumnezeu în inima ta ai aprins, bucură-te cea iubită duhovnicește de Hristos Dumnezeu ca o roabă dreapta sa, bucură-te fierbinte rugătoare pentru noi către Dumnezeu, bucură-te ajutătoare într-un nevoile noastre, bucură-te învățătoarea noastră cea bună și blândă, bucură-te să lași prea cinstit al Duhului Sfânt, bucură-te Sfântă întocmai cu apostole, bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Ca o stea cu dumnezească mergere, urmând lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, te-a arătat între mironosițe, împreună cu acelea, stând acum și pur înainte Sfintei Treimi, adune și pe noi, împreună cu cetele cele sfințite, prin rugăciunile tale, luminându-ne calea cea întunecată a vieții noastre, pentru a-i striga cu bucurie lui Dumnezeu, Aleluia, păzând Sfântă Mare Magdalena pe Hristos Dumnezeu pe cruce răstignindu-se. Minunată bărbăție ai arătat, că mulți dintre ucenici ai lăsat pe învățătorul lor, iar tu cu dumnezeieștile lui învățături, neîncetat, aprinzându-ți sufletul și cugetul, ai biruit neputința firii femeiești și așa ai fost părtașă pătimirii cele mântuitoare a lui Hristos. Pentru aceasta și noi, la atâta vitejie bărbătească a ta, primim, privind strigăm ție. Bucură-te, podoabă și îmbunătățirea femeilor celor înțelepte, bucură-te, veselia cea bună a tuturor creștinilor, bucură-te, cea împreună pătimitoare cu Hristos Dumnezeu, fiind El pe cruce răstignind, bucură-te că ne-ai arătat nebăruita calea dragostei pentru El, bucură-te că mare îndrăznire ai luat către Dumnezeu, cu dragoste rugându-te pentru noi, bucură-te, podoaba și lauda femeilor, bucură-te, adăpostirea cea tare a creștinilor, bucură-te, că decât bărbații cei tari mai puternică ești, bucură-te că decât înțelepții acestei lumi mai înțeleaptă ești, bucură-te că cele ascunse ale înțelepciunii sale ți-a arătat Dumnezeu, bucură-te că propovăduirea cea adevărată însuși Dumnezeu cuvântul te-a învățat, bucură-te că pe Hristos Dumnezeu mai mult decât viața ta l-a iubit, bucură-te Sfântă Maria Magdalena care cu credința apostolească ai propovăduit pe dulcele Iisus. Cu darul tău, Hristoase împărate, cele neputincioase se vindecă și vasele cele slabe se fac tari, că mironosițele femei lângă crucea ta cu bărbăție stau și darul crucii, fără de frică tuturor îl vestesc. Și iată, cete de femei înțelepte, sârguindu-se, a se asemăna cetelor îngerești cu trezvie, de-a pururea strigă Sfintei Treime, Aleluia. Căutând a ta lumină cu lumina cunoștinței de Dumnezeu cele adevărate, când ai văzut pe Dumnezeu pe cruce răstignind, minunată Maria lăcrimai zicând, cum viața acum de voie moarte primește. Noi, dar fiind slăvită luminarea ta prin darul Sfântului Duh, strigăm ție acestea. Bucură-te că pe Hristos cel răstignit din adâncul sufletului l-ai plâns. Bucură-te că veselia cea veșnică în lăcașurile cerești ai aflat. Bucură-te că și nouă chipul plângerii celei bune ne-a arătat. Bucură-te că tu ești bucuria noastră cea neîncetată. Bucură-te a tuturor necăjițelor mânghiere nemincinoasă. Bucură-te că pe pământ ai pătimit cu Hristos pentru El. Bucură-te că împreună cu Domnul în ceruri te proslăvești cu El. Bucură-te a tuturor vrășmașilor noștri tare biruitoare.
Bucură-te în toate necazurile noastre, grabnică ajutătoare. Bucură-te că tuturor credincioșilor aducerea aminte de tine prea dulcele este. Bucură-te că în toată biserica lui Hristos numele tău e cinstit. Bucură-te, mlădița cea adevărată a viei lui Hristos. Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe dulcele Iisus. Voind a cunoaște puterea cea tot biruitoare a crucii, până în sfârșitul pătimirilor lui Hristos, ai stat lângă crucea Mântuitorului, împreună cu alte femei, prea slăvită Maria. Iar durerea împreună pătimind cu Maica Domnului, cu nedumerire strigai, ce minune străină este aceasta, cel ce ține toată făptura a voit a pătimi, deci noi, celui ce de voie pe cruce s-a înălțat, de viață purtătoare făcându-o, cu dragoste îi strigăm, aleluia. Minunată femeie te-ai arătat tu, Fecioară Marie, cu dragostea ta pentru Hristos, pe care ai arătat-o cu târguirile cele amare, căzând către cel ce lua de pe cruce și cu lacrimi spălând preacinstitele lui răni, încă și lui Iosif cel prea, cel cu bun chip și lui Nicodim cel iubitor de dreptate, urmând la mormântul miruitorului, cu celelalte sfinte femei a alergat și plângând și pe cea nevinovată maica lui, care nemângâiat plângea, ai mângâiat-o, cu sabia cea cumplită sufletul ei pătrunsese. Iar noi această vrednicia ta știind, cu smerenie strigăm ție, bucură-te că ai spălat cu lacrimi preacuratele răni ale lui Hristos. Bucură-te că împreună ai pătimit cu Maica Lui cea prea nevinovată. Bucură-te că pe Hristos până la mormânt l-ai petrecut. Bucură-te că ai privit cu nedumerire la viața ce se putea în mormânt. Bucură-te a lacrimilor de pocăință, învățătoarea noastră cea bună. Bucură-te că a ne spăla cu lacrimi întinăciunea păcatelor ne povățuiești. Bucură-te că ne îndemni cu inimile noastre cele împietrite, prin aceleași lacrimi să le înmuiem. Bucură-te că ne-ai arătat nouă chipul înțelepciunii cele adevărate. Bucură-te că ne înveți să ținem minte pururea pătimirile lui Hristos. Bucură-te, slăvită Maria, că dinpreună cu prea nevinovata Fecioară Maria ești adevărată mijlocitoare pentru noi. Bucură-te, sluga cea bună a lui Hristos. Bucură-te că nu voia oamenilor, ci voia Domnului ai urmat. Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. De necuprins cu cugetul de Dumnezeu înțelepțită Maria, ți s-a părut ție îngroparea celui ce dă viață tuturor, dar rănită fiind cu dragostea celui, încă de cu noapte ai adus mir la mormântul lui și lacrima ai vărsat în loc de aromate. Pentru aceea și petrece acum în lăcașurile cele bine mirositoare ale raiului cu cetele îngerești, strigând pururea lui Dumnezeu, aleluia. Toată dulceața, bucuria și viața ți-a fost ție, Iisuse. Sfântă Maria Magdalena, pentru aceasta, văzând piatra cea grea luată de pe mormânt și pe el neaflându-l, plângând, ai alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, cu durere vestindu-le lor că ai luat pe Domnul de, că au luat pe Domnul din mormânt și nu știi unde l-au pus. Acum, slobodă fiind de suferința aceasta, veșnic în ceruri cu Hristos te veselești. Iar noi pe pământ nădăjdim ca prin rugăciunile tale să intrăm într-o această bucurie, cu umilință strigânție așa. Bucură-te că întunericul nopții ai biruit cu strălucirea dragostei tale pentru Hristos. Bucură-te că la privegherea cea de noapte, într-o rugăciune asta ne-ai învățat. Bucură-te că ești strălucită cu lumina veșnică în cer. Bucură-te că împărăția cerurilor cu sărăcia duhovnicească ai cumpărat. Bucură-te că după durerea pentru pătimirile lui Hristos de plină mângâiere ai aflat. Bucură-te că prin blândețe ai ajuns moștenitoare a pământului în raiul cel ceresc. Bucură-te că flămânzind și însetând de dreptatea lui Hristos, acum te saturi la cina cea împărătească. Bucură-te că mila stăpânului aflând ca o milostivă îl rogi ca și pe noi să ne miliască. Bucură-te cea curată cu inima, ca acum vezi pe Dumnezeu față către față. Bucură-te când ai învrednicit mai înaintea tuturor a vedea învierea lui Hristos, pacea cea veșnică. Bucură-te cea prigonită pentru dreptatea lui Hristos, ca ta este împărăția lui Dumnezeu. Bucură-te că ai aflat veșnică veselie și plată multă în ceruri. Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Tot soborul îngeresc s-a mirat, Hristoase împărate, de taina cea mare a slăvitei învierii tale. Iadul s-a cutremurat văzând că te-ai pogărât, Hristoase, în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care îi țineau pe cei legați, iar noi cu bucuria femeilor mironosițe, dinpreună
Bucurându-ne cu veselie, strigăm Aleluia. Ritoricii mult vorbitori nu pot să de ajuns să spună durerea ta cea mare, slăvită Maria, când ședeai plângând lângă mormânt, că ce cuvânt ar putea spune durerea sufletului tău când nu l-ai aflat în groapă pe Domnul, cel decât viața ta mai iubit ție. În inima ta cea plină de durere, nici strălucirea, nici mângâierea îngerilor nu au putut să încapă. Marea ta suferință, înțelegându-o cu umilință, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te că în groapă te-ai plecat ca să-L vezi pe Iisus. Bucură-te că acolo îl vezi pe tronul slavei șezând, bucură-te că încă fiind pe pământ ai văzut pe viețuitorii cei luminați ai cerului, bucură-te că învierea lui Hristos cu glas de bucurie ți-au vestit, bucură-te că împreună cu ei în bucuria cea veșnică ești, bucură-te că din dragoste mirul lui Hristos le-ai adus, bucură-te că la mireasma cea bine mirositoare a mirelui lui Hristos cu dulceața ai alergat, bucură-te că amărăciunea dulceților lumii cele păcătoase te-ai lepădat, bucură-te că ai iubit dulceața lui Iisus cea cerească, bucură-te vlăstar bine crescut al grădinii lui Iisus, bucură-te viță bine roditoare a viei lui Dumnezeu, bucură-te că te-ai arătat lăcaș împodobit al Sfântului Duh, bucură-te Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Vrând să miliești lumea, în mormânt te-ai pogărât, cel ce ești fără de moarte, puterea iadului ai sfărâmat și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe, bucurați-vă! Cu aceștia și noi cântare de bucurie acum îți aducem zicând Aleluia! Decât zidul de piatră, mai tare a fost dragostea ta pentru Hristos, cel ce te-a iubit pe tine, slăvită mironosiță Maria Magdalena, pentru aceasta... Când cel ce este viața noastră s-a sculat din mormânt, tu l-ai văzut cea din tâi și gândind că este grădinarul, l-ai uitat la firii neputințe zicând către el, dacă tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Dar prea dulcele glas ți-a arătat pe învățătorul, iar pe noi ne-a învățat să zicem așa, bucură-te că pe grădinarul ceresc înviat din morți cei din tâi l-ai văzut, bucură-te că în grădina sa cea din ceruri te-ai sălășluit, bucură-te că acum cu strugurii darului lui Dumnezeu în veci te hrănești, bucură-te că pururi cu vinul dulceților raiului te veselești, bucură-te că dragostea ta pentru Dumnezeu firea a biruit, bucură-te că prin ea și pe noi râvna spre Dumnezeu ne-ai învățat, bucură-te că din gura lui Hristos vestea învierii mai întâi tu ai primit, bucură-te că apostolilor graierile cele de bucurie tu mai întâi le-ai veselit, bucură-te că bucuria cea veșnică în cer ai aflat, bucură-te că și pe noi la aceeași bucurie prin tine ne chem, bucură-te că pentru aceasta totdeauna la Dumnezeu mijlocești, bucură-te că aceluia rugăciuni fierbinți aduci pentru noi, bucură-te Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Niciun cuvânt nu este de ajuns prea o laudă. După vrednicie, bucuria cea dumnezească a învierii lui Hristos, pe care tu, preaslăvită Maria, cu alte femei o ai vestit-o apostolilor într-un această numită și sfântă zi a praznicilor, praznic și sărbătoarea sărbătorilor. Pentru aceasta, Hristoase împărate, înaintea măririi milelor tale, cele negrăite ce au fost spre noi, închinându-ne cu smerenie și cu dragoste, strigăm ție, Aleluia! Stea prea strălucitoare te-a arătat lumii cele păcătoase, Maria Magdalena, când după prea slăvită înălțarea Mântuitorului, umblând prin orașe și sate și cuvântul Evangheliei pretutindeni vestind, pe mulți ai plecat sub jugul cel bun al lui Hristos și ajungând până la Roma cea veche, bărbătește ai stat înaintea cezarului Tiberiu și prin chipul oului roșu și cu înțelepte cuvinte l-ai lămurit puterea purtătoare de viața lui Hristos, iar pe necuratul Pilat și pe arhiereul cel fără de Dumnezeu i-ai înfruntat, că nelegiuitele lor fapte să primească cele vrednice. De așa nevoința mărturisirii tale, minunându-ne cu bucurie, strigăm ție, bucură-te a învățăturii lui Hristos, slăvită binevestitoare, bucură-te a întunericului păgânesc, luminată, izgonitoare, bucură-te că pe mulți de legăturile păcatelor ai deslegat, bucură-te că înțelepciunea lui Hristos pe toți ai învățat, bucură-te că pe mulți dintr-un întuneric al necunoștinței la lumina cea minunată a lui Hristos ai adus,
Bucură-te că îndreptatea lui Hristos asta cu tărie ne-ai arătat. Bucură-te că mântuirea sufletelor păcătoșilor, mai mult decât viața ta a iubit. Bucură-te că poruncile lui Hristos bine le-ai înțeles. Bucură-te că acelor drept le-ai urmat. Bucură-te că întunericul păcănătății cu îndrăznire l-ai înfruntat. Bucură-te că de mâna cezarului nu te-ai înspăimântat. Bucură-te că aceluia răutate și viclenia vrăjmașilor lui Hristos i-ai dovedit. Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Cu îndestulare plină fiind de darul lui Dumnezeu, slăvită Maria, mulțime de suflete ai adus la Hristos, iar după aceea ai venit la Efes, unde cu dragoste apostolească împreună cu apostolul dragostei mântuirii oamenilor slujind, într-un fericită adormire către Domnul te-ai mutat, cântându-i împreună cu mulțimea cântăreților cerești, aleluia. Cântând viața ta cea vrednică de laudă de pe pământ și slava ta cea din cer, cu bucurie slăvim, cântăm și mărim pe împăratul ceresc, cel minunat într-un sfinții săi, că nu numai tu, Sfântă Maria Magdalena, cu darul aceluia dănțuiești acum în lăcașurile dreptilor, ci și pe noi pe pământ ne veselești, lăsându-ne mirul cel de mult preț al moaștelor tale, pe care Leon, împăratul cel înțelept din Efes, în cetatea lui Constantin a poruncit a le duce. Pe acelea și noi, ca pe cele ce izvorăsc dar neîmpuținat tuturor celor ce aleargă cu credință și cu dragoste, sărutându-le cu umilință, îți cântăm ție acestea. Bucură-te că pe pământ ardeai de dragostea lui Hristos. Bucură-te că în cer, în sălașurile Tatălui Său, te-ai sălășluit. Bucură-te apărare tare a credincioșilor. Bucură-te mirul cel cu bun miros către biserica ca o bine în merismez. Bucură-te cadelnețe de aur, ce purure aduci lui Dumnezeu tămâia rugăciunii pentru noi. Bucură-te izvorul vindecărilor cel nesecat. Bucură-te comoara darului lui Dumnezeu cea necheltuită. Bucură-te adevărată părtașă cu cetele îngerești. Bucură-te slăvită viețuitoare în cămările cerești. Bucură-te că plata ta multă este în ceruri, bucură-te că bucuria ta este veșnică în lăcașurile sfinților. Bucură-te că tu totdeauna mijlocești ca și nouă să ni se dea bucuria darului și slava. Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. O prea minunată și de mirare podoaba femeilor și tuturor creștinilor, laudă și bucurie, care întocmai cu apostolii te-ai arătat, slăvită mironosiță, Maria Magdalena, primind rugăciunea noastră cea de acum, dintr-un toate nevoile și durerile sufletești, trupești și de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți ce vin asupra noastră, pe noi ne izbăvește și către împărăția cerurilor, cu mijlocirea ta îndreptează-ne pe noi cei ce cu umilință și cu dragoste cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O prea minunată și de mirare podoaba femeilor și tuturor creștinilor, laudă și bucurie, care întocmai cu apostolii te-ai arătat, slăvită mironosiță Maria Magdalena, primind rugăciunea noastră cea de acum, dintr-un toate nevoile și durerile sufletești, trupești, de frășmașii cei văzuți și nevăzuți, ce vin asupra noastră, pe noi ne izbăvește și către împărăția cerurilor, cu mijlocirea ta îndreptează-ne pe noi, cei ce cu umilință și cu dragoste cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O prea minunată și de mirare podoaba femeilor și tuturor creștinilor, laudă și bucurie, care întocmai cu apostolii te-ai arătat, slăvită mironosiță Maria Magdalena, primind rugăciunea noastră cea de acum, dintr-un toate nevoile și durerile sufletești, trupești, și de frășmașii cei văzuți și nevăzuți, ce vin asupra noastră, pe noi ne izbăvește și către împărăția cerurilor, cu mijlocirea ta, îndreptează-ne pe noi cei ce cu umilință și cu dragoste cântăm lui Dumnezeu, aleluia. Făcătorul îngerilor și Domnul puterilor, mai întâi cunoscând voința ta cea prea bună, Sfântă Mironosiță, te ales din cetatea Magdalei, din lanțurile diavolești slobozite, pentru aceasta te-ai arătat credincioasă slujitoare a Domnului, sârguindu-te al prea slăvi pe El cu viață și cu osteneală, iar noi minunându-ne de așa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, într-o umilință a inimilor strigăm către tine, bucură-te cea chemată de Fiul lui Dumnezeu, dintr-un întunericul diavolesc la minunată lumina sa, bucură-te că în curăție cu trupul și cu duhul până la sfârșit ai petrecut cu darul lui, bucură-te că prin curăția inimii sărăcia cu duhul până la sfârșit o ai păzit, bucură-te că înaintea tuturor te-ai învrednicit a vedea pe Hristos cel înviat, bucură-te că puterea vrășmașului bine ai îmbiruit, bucură-te că ai strălucit cu credința cea tare și cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu. Bucură-te că L-ai iubit și L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos cu toată inima ta.
Bucură-te că până și la moartea celuia drept ai slujit, bucură-te că prin dar cu sufletul te-ai înnoit, bucură-te că Evanghelia ai propovăduit și într-un visterie inimii tale o ai încăput, bucură-te că învierea Domnului apostolilor ai vestit, bucură-te că și a vorbit cu îngerii te-ai învrenicit, bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. Lui Hristos al tău, cu care duhovnicește l-ai iubit, l-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria Magdalena, pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări și te rugăm pe tine ca ceea ce e mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile, cu rugăciunile tale să ne izbăvești, ca pururea bucurându-ne să strigăm ție, bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credința apostolească l-ai propovăduit pe prea dulcele Iisus. În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.